Salutare și bine ați venit la un nou episod. Dacă sunteți noi pe acest canal, aveți aici jos sau aici, nu știu exact, un buton de subscribe. Apăsați pe el, faceți-l să fie gri și lângă el aveți un clopoțel pe care dacă l-apăsați o să fiți notificați de fiecare dată când postez, adică în fiecare joi și duminică. Apăsați pe ele neapărat, că eu deja m-am apucat să filmez pentru o mare surpriză pe acest canal. Așa că mergeți, apăsați acolo subscribe și clopoțelul, da? Hai să-i dăm drumul la treabă. Mă uit aici ca să-mi dau seama care e ordinea de pus la mochetă. Polițaia, aici sunt trei bucăți. Cred că vine prima oară mocheta aia de aici, care are și o pâzlă pe ea să insonorizeze. Mai sunt aici pe oalele astea două bucăți, iar apoi vine asta, iar peste vine polițaia de aici. Iar eu acum trebuie să mă ocup de polița asta ca să fie făcută. Punem mocheta, apoi polița. Am trei polițe din astea și niciuna nu e întreagă. Asta s-a rupt acum de aici. Asta are găuri de boxe, e rupt acolo. Din asta lipsește o bucată aici, e ruptă și acolo. Pe asta nu vreau să dau cu apă, decât o curăț un pic, o șterg și dăm o vopsea frumoasă, lucioasă. Și când mă bucuram și eu că e asta cât de cât bună, am constatat că asta e ruptă de aici din sudură. Deci când tragi de capotă, îți vine asta în cap. Gata, m-am hotărât. Ca să schimb cartoanele astea la alea, muncesc mai mult. O să-i dau o gaură acolo, în locul la sudura aia și bag și rup piulița. Gata, eu zic că acum e ok. I-am pus șurub, piuliță, nu mai moare. Puteam să le și cu sârmă, dar e păcat. Sau nu, invers, e păcat.
Eu zic că arată destul de bine, chiar îmi place cum a ieșit. E toată neagră, frumos, strălucește ca nouă. Am reușit să pun mochetele aici, sper că le-am pus bine. Nu sunt sigur, dar par să fie ok. Așa arată acum, am strâns bine în clemele alea. Eu zic că e ok, acum trebuie să punem frumusețea de acolo. Gata și cu frumusețea asta. Nu se vede ea foarte bine la lumina asta, dar o să ne dăm seama cât e de frumoasă afară la soare și cu ăla la volan frumos montat și volanul o să arate superb. Acum nu știu ce urmează. Cred că o să pun chedele totuși. One eternity later.
Stau ca prostul și mă uit la interiorul ăsta și nu vine să cred cât de bine poate să arate. Din ce în ce mai bine, din ce se completează, din aia arată mai bine. Și nu vine să crezi, frate, cât de departe am ajuns cu mașina asta. Și acum mi s-a blocat creierul, nu știu ce să mai fac. E de înțeles. E ora 1 dimineața. Da. Deci nu știu ce trebuie să mai fac acum. Probabil să aduc parbrizul și luneta, însă n-am cu cine să le montez. Așa că nu le mai aduc să le sparg degeaba pe aici. Și acum, ca și consecință a creierului meu blocat, că nu știu ce să mai fac, și ora asta târzie, încheiem episodul ăsta aici. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Nu uitați să dați mare like și să vă abonați, pentru că urmează o super surpriză cât de curând. Deja eu am început să filmez pentru treaba asta, dar nu vă zic mai mult. Așa că ne vedem data viitoare. Pa!